Aflat pentru prima oară într-o vizită oficială în Craiova, ambasadorul Africii de Sud a dorit să cunoască mai multe detalii despre Universitatea din Craiova și să stabilească legături comune de dezvoltare ulterioară a relațiilor internaționale dintre cele două instituții. Am fost primiți cu foarte mare căldură în Craiova și aici, la universitate, și am rămas plăcut surprins de ospitalitatea de care au dat dovadă oamenii întâlniți aici. Am fost și la primărie și la Camera de Comerț și nu puteam să nu trecem și pe la universitate, mai ales că obiectivul nostru principal este să creăm punți directe de legătură între Africa de Sud și Craiova. Mi-aș dori ca studenții noștri să poată să vină aici la universitate să facă stagii de practică și schimb de idei cu colegii lor români. Un prim pas a fost făcut astăzi, iar conducerea Universității din Craiova ne-a prezentat informații prin care pot să producă diferite competențe de care noi avem nevoie pentru a ne dezvolta economia. Universitatea din Craiova are în prezent studenți din țările franceze din Africa, precum Benin, Maroc sau Algeria. Asta după ce anul trecut aceste țări au organizat o campanie în universitățile din România. Vizita domnului ambasador din Africa de Sud la Universitatea din Craiova deschide oportunități de colaborare cu universități din această țară. Universitatea din Craiova are deja o experiență în colaborarea cu universități și nu numai cu universități, ci cu studenți africani în general. Avem un mare număr de studenți, avem structuri care se ocupă de pregătirea studenților, de organizarea anului pregătitor pentru învățarea limbii române și este clar că există foarte multe posibilități de colaborare. Am discutat despre aceste posibilități, a fost o primă discuție, urmează să încercăm să finalizăm acorduri concrete de colaborare, fie pe probleme legate de formarea studenților, fie pe colaborări în cercetare-dezvoltare. Aflat la primul său mandat în calitate de diplomat, ambasadorul Africii de Sud și-a exprimat dorința ca la următoarea vizită să abordeze teme concrete care ulterior să fie transformate în proiecte de succes în Africa de Sud.